Astăzi este o zi mai posomorită, ce este cam și frig, dar oricare ar fi condițiile meteorologice, ne bucurăm că suntem în acest locaș și cred că prezența noastră aici va fi una care ne va aduce doar beneficii în viața noastră de zi cu zi. Pentru că tendința noastră este poate să stăm acasă atunci când plouă sau e rece, e frig, dar dacă Dumnezeu ne îndeamnă și ne învață că avem o zi pe săptămână care este o zi specială și ar fi bine ca în această zi să ne întâlnim nu oriunde, nu oriunde în altă parte, ci în casa de rugăciune. Și ne bucurăm pentru acest privilegiu care îl avem și astăzi. Vreau ca să medităm astăzi asupra unui subiect care îl consider destul de important în aceste timpuri care le trăim astăzi. Și anume, subiectul este cum pot ca să știu, cum pot ca să cunosc care este voia lui Dumnezeu. În contextul de astăzi avem multe nedumeriri, și atunci când ne întâlnim cu unele probleme care sunt de doctrină biblică, putem ca să avem o bază în Cuvântul lui Dumnezeu și să spunem, așa stă scris. Dar recunoaștem că ne întâlnim cu diferite subiecte și întrebări, probleme la care răspunsul nu l-avem scris în Sfânta Scriptură. Ce facem atunci? Și un exemplu care astăzi este cel mai discutat în toată lumea este ce fac, mă vaccinez sau nu mă vaccinez? Fiecare trebuie să ia o decizie. Și bine ar fi să nu fie presat de nimeni, dar condițiile astea -s. Și atunci ne întrebăm sincer, Doamne, ce să fac în astfel de cazuri? Tu ce spui? Vaccinarea este un subiect religios? Nu. Nu este un subiect religios. Este un subiect sanitar, care ar putea să ne țină viața noastră sau ar putea să ne-o piardă. Dar iarăși decizia, decizia trebuie să o luăm fiecare. Și acum Haideți ca să vedem care sunt pașii care ar putea ca să ne ajute să înțelegem cum lucrează Dumnezeu. Cum lucrează Dumnezeu. Și în primul rând, sau primul pas, primul pas deja l-am spus, Dumnezeu lucrează prin Revelație. Și orice întrebare, orice subiect, putem ca să ne adresăm la Cuvântul scris. Avem cuvântul Scripturii care în mare parte ne răspunde la multe întrebări. Și după cum spune în Psalmul 119 cu 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Atunci când ne adresăm sau când ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu, vom fi luminați în multe privințe, și e bine ca să cunoaștem acest cuvânt, să-l studiem și acesta ne va face ca să găsim multe răspunsuri la multe întrebări și provocări în viața aceasta. Dar, după cum spuneam, mai sunt și alte întrebări, probleme pe care nu le găsim în Scriptură. Și al doilea pas în direcția aceasta a cunoașterii voiei lui Dumnezeu este conștiința noastră. Și știm bine că Duhul lui Dumnezeu lucrează cel mai bine prin conștiința noastră. Dar atenție! Conștiința noastră nu este ceva neutră, care acționează de la sine, independent. Ar fi bine să fie așa. Ar fi bine să fie așa. Ne naștem Conștiința ne spune direct ce trebuie să faci, ce trebuie să nu faci, când faci bine, când faci rău, și lucrează independent. Dar nu este așa. Conștiința noastră se formează. Și pe bază la ce se formează conștiința noastră? Revenim la primul pas. Dacă conștiința noastră este formată pe principiile scripturii, atunci putem să spunem că Duhul lui Dumnezeu lucrează prin conștiința noastră. Dar dacă conștiința noastră este formată pe altceva, putem să spunem că suntem călăuziți întotdeauna de Duhul lui Dumnezeu, pentru că așa îmi vorbește mie conștiința? Nici de cum. De altfel, și teroriștii care fac omoruri, ucid oameni, ce le spune conștiința lor? Că sunt vinovați? Nu. Ei se cred că sunt, fac un lucru bun. De aceea, atenție, conștiința noastră este un mijloc prin care lucrează Duhul lui Dumnezeu, dar conștiința noastră trebuie să aibă sau să fie zidită pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Și în așa fel putem ca să spunem că da, Dumnezeu poate ca să-mi vorbească prin Duhul Sfânt. În viața aceasta ne întâlnim cu diferiți, diferite subiecte și e greu să, găs să dai un răspuns sau să iei o decizie. Dar mai este și un al treilea pas în direcția aceasta. Cum să cunoști voia lui Dumnezeu? Și atunci când te întâlnești cu o problemă sau o dilemă, nu știi ce să faci, mergi la un specialist. Mergi la o persoană de încredere. Mergi la un om încredincios. Și îi ceri sfatul, ajutorul. Pentru că Dumnezeu a lăsat oameni și are oameni în lumea aceasta care ne pot fi de folos. Și îmi pare rău că în aceste timpuri parcă vocea oamenilor de specialitate care sunt consacrați în anumite domenii și care ar putea să ofere un sfat, deseori vocea lor este adusă la tăcere, prin diferite și diferite, diferite vorbe și tâlcuieli, care le dau unii care nu sunt deloc specializați în domeniu. Mă amintesc că un, un caz povestea un doctor zice că a venit o persoană care avea niște probleme serioase și doctorul după ce a consultat-o, mai era și un asistent care îl ajuta, erau deci doi doctori specialiști în domeniul acesta și i-au oferit sfaturi și i-au recomandat un anumit tratament, un anumit tratament și după o perioadă de timp, femeia rămine, era o femeie, rămine iarăși la doctor și într-o stare încă mai grea. Și doctorul pune întrebarea, deci a luat tratamentul care l-am recomandat? Nu. Păi de ce? Păi să știți că când am ieșit de la dumneavoastră, stătea o persoană la rând și m-a întrebat ia să văd ce rețetă ți-a dat pentru tratare. Și când m-am uitat, aceeași rețetă pe care mi-a dat-o și mie. Și mi-a spus că nu funcționează. Degeaba eu. Acum, ca să înțelegem problema, de ce suntem uneori de spus să ascultăm mai mult de oameni de pe culoar decât de oameni de specialitate? Vedeți care este problema? Sunt persoane care și-au consacrat viața în anumite domenii și ne bucurăm astăzi pentru că suntem o biserică care are în principiu, ei și acest standard al reformei sanitare. Avem și spitale, clinici, avem specialiști, și de ce n-ar fi bine ca să întrebăm pe ei? Să vedem ce să facem în astfel de situații. Oare e mai bine să ne consultăm pe cei, cu cei care uh, n-au nicio treabă în domeniul acesta? Sau luați uh, orice subiect. Orice subiect. Dacă avem o nedumerire sau o neclaritate într-un subiect de doctrină biblică, la cine ar fi bine să mergem? dacă nu mergem, dacă n-ar fi bine să mergem la un teolog sau un specialist în teologie, care ar putea să dea un răspuns cât de cât scripturistic. De aceea, haideți ca să avem încredere în oameni care și-au consacrat viața în anumite domenii. Și dacă mai sunt și oameni credincioși, atunci să știm că Dumnezeu lucrează prin acești oameni și să ne adresăm la aceste persoane care pot să ne ofere un sfat în direcția în care Dumnezeu dorește ca să ne conducă. De aceea, haideți ca să concluzionăm în dimineața aceasta ca să știe și cei care au revenit mai târziu. Dumnezeu lucrează în viața noastră. Și pentru ca să cunoaștem care este voia Lui în viața noastră, ar trebui ca să ne raportăm la Cuvântul scris. Ce spune Cuvântul Dumnezeu referitor la anumite subiecte? Și dacă chiar Cuvântul Dumnezeu nu răspunde la anumite întrebări, avem conștiința noastră prin care Duhul Sfânt lucrează. Și am spus că o conștiință care este zidită, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu nu cea care este formată din alte teorii sau conspirații. O conștiință bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Și numai în așa fel, Duhul Sfânt va putea ca să lucreze în viața noastră. Și ultimul pas care l-am prezentat este să ne adresăm la oameni de încredere, oameni specialiști, oameni credincioși, care pot să ne ofere un sfat în domeniul în care ne confruntăm. Doresc ca în dimineața aceasta să ne unim în rugăciune și să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne conducă în acești trei pași. El să fie cel care să ne ghideze și să ne descopere voința sa în viața noastră personală și să ne călăuzească ca drumul nostru să fie cât de cât luminos și să putem ca să vedem că este răspuns, este răspuns aproape la orice întrebare, dacă conlucrăm cu Dumnezeu. Doresc ca să ne unim în rugăciune și dacă vreți vom forma grupe de două, trei persoane și ne vom ruga în privința aceasta.